Ce înseamnă pentru tine medalia de argint de la europene? Un lucru foarte mare și un pas înainte, care îmi dovedește că sunt pe drumul cel bun și că mă antrenez cum trebuie și mi-a dat multă încredere în mine. Cum ai sărbătorit medalia? N-am sărbătorit într-un mod foarte spectaculos. Mi-am luat o vacanță unde am fost în Elveția la un prieten și mi-am luat o pauză. Îți place să mergi pe munți așa în Elveția? Sau ai mers pe munți? Da, e foarte frumos. E aer curat și m-a ajutat să mă revigorez. Ciocolata îți place? Dacă a fost în Elveția? Cea mai bună ciocolată este în Elveția. Mi-a plăcut foarte mult. Da. Care îți place? Aia cu alune sau fără alune? Cu alune. Unde ai vrea să nuți dacă ai putea în lumea asta? Cred că în Ungaria e un bazin foarte mare și foarte frumos acolo. În 2018 s-au ținut campionatele europene și am fost ca spectator, nu ca sportiv, și aș vrea să și înot acolo. Unde ai pus medalia de argint de la europene în casă? Am pus-o cu celelalte medalii pentru că nu vreau să o consider foarte importantă, având în vedere că vreau să obțin rezultate și mai bune de aici încolo. Dacă vei câștiga o medalie de aur la europene, câte ciocolată mănânci? Dublu, cât am mâncat anul ăsta. Cât ai mâncat anul ăsta? Vreo 5 într-o săptămână.